Bună, dragii mei! Vreau să începem direct și să spun că noi, ca virgulă, creștini ortodoxi, nu pupăm sfintele moaște, nu suntem pupători de moaște, ci suntem cinstitori de moaște. E o mică, mare diferență și vreau să distribuiți pe toate platformele Facebook, Instagram și WhatsApp, pe toate aplicațiile de socializare, vreau să distribuiți aceste lucruri. Pentru că am văzut, aseară mă uitam pe canalul oficial de la Trinitas și s-a adresat următoarea întrebare. De ce cinstim Sfintele Moaște? Nu de ce le pupăm? Ei, și spune acolo că trupul, datorită sfințeniei, datorită faptului că un om s-a nevoit pentru Dumnezeu în această viață, s-a rugat, s-a împărtășit cu Sfintele Taine și și-a sfințit viața, a încetat să mai păcătuiască și și-a dedicat viața lui Dumnezeu, ei, Dumnezeu l-a rânduit în ceata sfinților săi. Ei, și cum se spune în Psaltire, minunat este Dumnezeu întru sfinții lui. Și Dumnezeu se preaslăvește întru sfinții lui și sfinții îl preaslăvesc pe Dumnezeu. Și sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu. Prietenii lui Dumnezeu. Ei, și noi atunci, practic, când ne închinăm la Sfintele Moaște, noi îl slăvim pe Dumnezeu prin ele. Țineți minte, noi nu suntem pupători de moaște, ci suntem închinători, cinstitori de moaște. Vreau să le spun tuturor celor care cred că noi suntem pupători de moaște, că moaștele sunt relicve, vine din latinescul relicvia, sunt osebite de ale sfinților și de obicei 90% sunt înveșmântate, în haine preoțești sau mâinile sunt acoperite cu metal, cu un metal special făcut pentru a proteja osemintele. Ei, și noi practic sărutăm acele materiale. Dar eu personal și mulți alții, dacă tu ai credință în Dumnezeu, ai un fel de sfială, un fel de evlavie față de Dumnezeu și de Sfântul respectiv, te smerești și crezi că nu ești vrednic să săruți acel sfânt, acel os, ci doar îl atingi cu fruntea. Te apleci și îl atingi cu fruntea și te sfințești prin atingere. Tu nu ești vrednic să săruți un sfânt al lui Dumnezeu. Adică poate că ești vrednic, dar mă refer la mine. Ei, deci, spuneți-le tuturor că noi nu suntem pupători de moaște, ci cinstitori de sfințenie, cinstitori de Dumnezeu, de sfințenia care pleacă de la sfinții care s-au sfințit și prin trupurile lor au manifestat acea sfințenie. Sper că am fost destul de explicit și dacă aveți întrebări pe această temă, lăsați mai jos în comentarii și vă voi răspunde la toate. Vă îmbrățișez cu drag și aveți grijă de sufletele voastre. Și rețineți că noi cinstim sfinții și preaslăvim pe Maica Domnului și adorăm pe Dumnezeu.